Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Premierul Dăncilă a anunțat vizita în România a președintelui Parlamentului European. În același timp, Dăncilă a criticat rezoluția adoptată de Forul European, spunând că este expresia unor interese electorale ale unor grupuri politice. Circulația cu metroul în București va fi dată peste cap săptămâna viitoare. Sindicaliștii au anunțat că marți sau miercuri intră în grevă generală, de la 4 dimineața până la 4 după amiaza. Protestul vine după eșecul negocierilor cu patronatul. Curtea de apel București a amânat dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, în care sunt vizate Elena Udrea și Ioana Băsescu, precum și plângerea fostului ministru împotriva denunțătorilor ei. Motivul este detenția Elenei Udrea în Costa Rica, ceea ce împiedică citarea sa. Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat în semn de protest față de acordul cu Uniunea Europeană, anunțat de premierul Theresa May. Tot astăzi a demisionat și ministrul Muncii și Pensiilor, din același motiv. Din promotor aflați totul despre stadiul în care se află DBX, primul SUV al constructorului britanic Aston Martin. Acesta a început deja programul de teste și urmează să fie lansat pe piață anul viitor. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.